de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața la cafea! Astăzi o emisiune pe câteva subiecte. Vom încerca să luăm și cel puțin o legătură telefonică. Sunt subiecte importante care ne afectează pe toți. Mă rog, cel puțin două dintre ele. Unul ne afectează prin cantitatea imensă de nesimțire care o emană așa ca personaje implicate în joc, dar în rest ne afectează și acolo că dăm niște bani degeaba la niște nesimțiți. Deci, trei subiecte importante. Ați aflat cu toții că Piatra Neamț este în pragul revoluției. Nu revoluție, vă gândiți la prostii. Nu, revoluție în privința modului în care se va transforma orașul, să locuim mai bine, să ne simțim mai bine cu noi, între noi, cât o mai rămâne până atunci. Și avem coridoare de mobilitate. S-au semnat niște contracte pe timpul, Dumnezeu să-l țină în funcție cât mai mult timp, în ciuda curții de apel, înălții curți de casație justiție de la București, pe domnul Chitic. Deci pe timpul domnului Chitic am avut mai multe contracte de mobilitate semnate și acum începe, ci că al treilea s-a semnat proiectul tehnic, ni s-au dat niște bani, dar nu avem garanția că proiectul va fi și aprobat. Și contractele astea de mobilitate va începe munca și dă-i și luptă și dă-i și luptă. Contractele, deci proiectele, mă scuzați, au fost făcute indiferent ce ar spune, că se supără prietenii, că se supără dușmanii, au fost făcute prost. Și lucrul ăsta se vede acum, când primăria, ca să le poată duce la capăt, că nu e așa, nu arunci la coșul de gunoi al istoriei locale niște proiecte aprobate, chiar dacă sunt proaste. Deci primăria trebuie să le suporte. Pentru asta a luat un prim împrumut de vreo 16, dacă nu mă înșel, milioane de lei, transformați în euro și vă dați seama cam pe unde suntem, ca să poată suporta cheltuielile eligibile în proiect. Dar ca să încep să lucrezi, ai nevoie de autorizații. Ca să obții autorizația de construcție, ai nevoie de avize favorabile de la toate instituțiile care trebuie să le acorde. Începem cu cei mai puțin văzuți, STS, probabil alții de pe acolo care au conducte prin zonă, cabluri prin zonă, și ajungem la cei care ne dau utilități. RNL, NL, cum s-ar mai fi chemând ei, APA Serv, etc., etc. Ei bine, când faci un asemenea proiect teoretic, știi că în sub stratul de asfalt și pe unde vrei tu să mai faci, ai și conducte. Și noi ne oprim acum doar la conductele de apă. Nu este un secret, conductele de apă din Piatra Neamț, multe dintre ele, cele mari, de capacitate mare, până la 500 de milimetri, sunt cu perioada de viață expirată. Conductele sunt administrate de către societatea APA Serv, care are drept acționar majoritar Consiliul Județean, și UAT-urile, și Piatra Neamț are, dau un procent mai mic. Ei bine, APA Serv trebuie să-și dea avizul favorabil ca lucrările să poată începe. Acest aviz favorabil există, dar în interiorul lui am văzut niște lucruri care ar trebui lămurite. Recunosc că nu sunt un mare specialist în zonă, dar oricum mai știu să citesc un aviz, dar încerc să vedem dacă reușim să stăm de vorbă cu directorul de la APA Serv, domnul inginer Bogdan Mușat, să ne lămurească un pic cum e cu... Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața! Nu știu dacă v-ați băut cafeaua, dar acum aveți una virtuală la Mesagerul de Neamț cu noi, Valentin Bălănescu, sunt la emisiunea Cafeaua de dimineață. Domnul director, o întrebare.
Încep lucrările pentru coridoarele de mobilitate și eu am în față un aviz favorabil eliberat de către APASERV pentru primăria municipiului Piatra Neamț, beneficiar, apropo de cum ar trebui să se desfășoare aceste lucrări din punctul dumneavoastră de vedere. Rugămintea mea este, dacă puteți, să-l sintetizați un pic. Eu am văzut aici că în zona derulării proiectului există conducte de apă potabilă cu durată de viață expirată de 500 de milimetri, de 250 de milimetri, de 100 de milimetri și care necesită înlocuire în cazul execuției acestui proiect. Ce să înțelegem din asta? Clar, acele conducte trebuie să înlocuite. Întrebarea de baraj, de către cine? De către cei care realizează lucrările. Haideți să vă explic. Vă rog. În momentul când avem un proiect de genul care îl desfășoară și îl derulează la ora actuală primăria Piatra Neamț, automat proiectantul trebuie să ia în calcul ce se întâmplă cu rețelele care vor fi afectate de aceste lucrări. Da? Ori trebuie să relocate, ori trebuie să înlocuite. În cazul de față, la avizul respectiv la care dumneavoastră faceți referire acolo, ne-a spus clar acolo, da? Sunt rețele expirate, necesită înlocuirea lor. Nu putem să venim să punem o stație mobilă sau o stație inteligentă de autobuz direct pe o conductă. Pentru că riscăm mâine poi mâine acea conductă să genereze o avarie sau două și acea stație să sufere din cauza acelei avarii. Este absolut logic. Noi ținem destul de strâns legătura cu colegii de la primăria Piatra care se ocupă de această lucrare. Chiar am avut discuții cu domnul primar, cred că ieri sau alaltă, nu mai știu, pe tema asta. Dar săptămâna trecută am avut discuții cu doamna Adam, care este managerul de proiect, cu constructorul, chiar la companie. Au venit împreună cu consilierul tehnic. Am căzut de acord să mergem în teren, să identificăm punctele unde vor fi amplasate aceste stații inteligente și dacă în zonă sunt rețele, acestea, dacă sunt afectate, vor fi înlocuite, dacă nu avem alt traseu unde să-l ducem, astfel încât înlocuirea acelui tronson de conductă de 10, 12, nu știu, poate 20 de metri, da? Nu va genera niciun fel de avarie, cel puțin 10-15 ani de acum încolo. Iar unde nu se poate, unde situația permite să se mute efectiv amplasamentul acelei stații, se va proceda ca atare. Asta a fost discuția purtată împreună cu constructorul, am zis, împreună cu doamna Adam, managerul de contract, și toată lumea a fost de acord cu această soluție. Spuneți-mi un pic, la nivelul lucrării, să luăm unul din coridoare, nu știu, care știți dumneavoastră că e mai mare, cam cât din suprafața pe care o ocupă lucrarea are la subsol, să spunem, în teren, în pământ, conducte de la APASERV? A venit cineva să vă ceară o situație pentru chestia asta? Date tehnice exact acum nu le am, dar dacă vreți vi le pun la dispoziție. Da, cum și a consilierul care a fost în teren și a identificat. Nu, eu stau și mă întreb așa, nu era mai simplu ca atunci când făceai acest proiect să prevezi, nu știu, chiar printr-o înțelegere cu APA. Nu-mi dau seama cum se poate într-un proiect european ca să schimb și conductele și să creez un spațiu tehnic pentru astea? Sau nu așa se fac proiectele astea? Ați mai lucrat în ceva normal, am lucrat și unde m-am lovit de proiecte de genul ăsta, proiectanții prevăzuseră în devizul proiectului, clar, înlocuirea sau relocarea rețelelor de utilitate, fiind ele de apă, canal sau orice altă rețea, energie electrică, gaz, nu știu, fibra optică, telefonie și așa mai departe. Aspectele astea discutam și cu domnul primar Carabelea. O să ajungem mâine, poi mâine, nu neapărat că vorbim de Piatra Neamț, dar vorbim și de orice altul atât, dacă nu ne sincronizăm
în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea urbană, să zicem, sau rurală, da? Vom ajunge să nu mai avem unde să punem atât conducte cât și cabluri de energie electrică, telefonie, nu știu, rețeaua de gaz, da? Conductele de gaz. Dau un exemplu, Bulevardul Traian. Da, vă rog. E o întreagă încrengătură de tot felul de rețele. Unde care intervine și are o avarie pe acolo, trebuie să miște foarte cu grijă, că altfel riscă să avarieze sau să creeze un disconfort mult mai mare beneficiarul de utilități. Da, și eu mi-aduc aminte, asta este la nivelul acesta al rețelelor, dar dacă gândim la nivel un pic mai extins, mi-aduc aminte de situația, dumneavoastră nu erați la Apa Serv atunci, absolut jenantă și stupidă, când s-au suprapus două proiecte. Țineți minte, spre ieșirea spre Bicaz, zona aceea, Apa Serv ar fi trebuit să facă niște lucrări, n-a putut, pentru că acolo era o șosea care era în garanție. Era un proiect al municipalității și proiectul de extindere de rețele al Apa Serv. Deci se ajunge la situații de genul ăsta dacă lucrurile nu sunt foarte clar coordonate și gândite din timp, exact cum spuneați și dumneavoastră. Da, deci eu înțeleg așa, că aceste lucrări nu erau prevăzute în proiect și că de aceea avizul dumneavoastră pe care l-ați emis încearcă să-i oblige pe beneficiar să țină cont de toate lucrurile acestea. Este corect? Corect. Deci orice emisător de avize este îndreptățit mâine pe mâine să ceară celui care face o investiție pentru realizarea unui obiectiv socoteală dacă nu a respectat acel aviz. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc pentru lămuriri. Mulțumesc. Numai bine, la revedere. Deci, se pare că am citit cum trebuie avizul favorabil. În proiectele acelea semnate de primărie pe vremea domnului Chitic, Dumnezeu să-l țină în funcție la Consiliul Județean, în ciuda curții, în alte curți de casație și justiție, așa, nu erau prevăzute asemenea lucruri. Ca și cum tot proiectul ar fi fost făcut doar pentru suprafață. Nu contează ce este sub el. Noua conducere de la primărie trebuie să plătească ponoasele și tare mi este frică că se va ajunge la ceea ce se spunea de aici, din această emisiune, că proiectele vor costa mult, mult, mult mai mult decât dacă s-ar fi renunțat la ele și s-ar fi făcut niște proiecte deștepte. Dar cum nu se poate renunța, pentru asta îți trebuie ceea ce unii numesc niște atribute specifice sexului tare, pentru asta îți trebuie așa ceva și curaj de a explica ce se întâmplă, de ce se întâmplă și cum se întâmplă. Deci, ne-am procopsit cu niște proiecte, de acum, ca să le facem, trebuie să suportăm tot felul de cheltuieli. De data aceasta, vor trebui schimbate conductele. Pentru cine nu știe ce înseamnă să schimb conductele într-un oraș, costurile sunt fabuloase. Acesta este, să spunem, primul subiect de astăzi, care merită discutat, deoarece el înseamnă bani în plus plătiți de oraș pentru că vor fi cheltuieli neeligibile în proiect. Sau, mă rog, există o cotă de cheltuieli neprevăzute, dar oricum ea va fi depășită. Și în timp ce vorbeam despre lucrurile acestea, mi-am adus aminte de un material, că tot ne apropiem de numărul 500, a apărut în Mesagerul de Neamț prin 2018, care se chema cam așa: România pitorească, orașele deștepte și tari din România nu așteaptă Piatra Neamț. Și se făcea acolo o analiză a proiectelor pe care ni le promitea primarul Dragoș Chitic, proiecte europene, și, mă rog, se vorbea de 65 de milioane, 33 de proiecte,
care se aflau în diverse stadii de implementare, etc., etc. Vedem că proiectele s-au semnat, proiectele erau proaste, exact așa cum se scria atunci în 2018 de semnatarul materialului Viorel Cosma. Și unul din subtitlul era Piatra Neamț, departe de orașele din grupa mare a serviciilor publice digitale, dar în general a serviciilor publice. Să trecem la un alt subiect, să trecem de la nota asta gravă la o notă mai veselă, dacă eu voi reuși să găsesc un material pe care l-am salvat pentru această emisiune. Titlul pe care l-am dat acestui fragment de emisiune este Mădălina Ciubotaru, pălitură de osândă. Dacă vă aduceți aminte, cei care își mai aduc aminte, că de atunci au trecut ani, când urmăream meciurile transmise de televiziunea din Moldova, de peste Prut, când se dădea o lovitură de la 11 metri, crainicul spunea pălitură de osândă. În limbaj local, ca să spunem așa, era vorba de penalti, adică de lovitură de la 11 metri. Doamna Mădălina Ciubotaru a ajuns vicepreședinte al Consiliului Județean după ce a participat la alegeri într-un partid care a vorbit tot timpul despre faptul că nu va colabora cu PSD-ul la nivel de coordonator, cu acceptul conducerii centrale. Deci, s-a dus cu PSD-ul și a asigurat un loc de muncă stabil și frumos, din care poate probabil să plătească și banii pe care trebuie să-i dea pentru niște lucruri de pe la o societate a Consiliului Județean Neamț Turism, parcă, dacă nu mă înșel. Deci, are de unde să-i dea acum. Deci, doamna Mădălina Ciubotaru este în plină campanie de alegeri pentru a deveni șefa Pro-România Neamț, un fel de fantoșă care există în acest moment, nu neamțul în general, ci Pro-România la nivel național. Din cauza domnului Victor Ponta, un conducător extraordinar de adaptat vremurilor noi, banii partidului au fost cheltuiți pe una sau două sau trei mașini Tesla, adică vezi, doamne, trebuie să promovezi noile tehnologii, chiar dacă ele costă mai scump, dar ce contează dacă banii vin de la buget? Și în momentul acesta, partidul la nivel național este o chestie care există mai mult pe hârtie. La nivel local, oamenii s-au întâlnit acum câtva timp și au hotărât să o pună pe doamna Arcan, coordonatoarea alegerilor. Doamna Mădălina Ciubotaru s-a supărat pentru că i s-a ridicat jucăria atunci. Adică ea avea funcția de trezorier, era omul cu bănuțul. O chestie interesantă în general să fie omul cu bănuțul. Și dacă i s-a luat jucăria și trebuie să predea niște documente, s-a supărat, s-a dus la București și a stat pe acolo ca să obțină la o comisie care nu știm dacă mai funcționează, dar sigur este domnul Tohăneanu pe acolo care are grijă să funcționeze, de etică și arbitraj a Partidului Pro-România, o hârtiuță, o rezoluție în care spune, domne, se invalidează revocarea din funcția de trezorier a doamnei Mădălina Ciubotaru. Deci, doamna Mădălina Ciubotaru poate să-și reia partea de financiară la partid. Și tot ce s-a hotărât înainte, adică că Emilia Arcan, Florin Vornicu, Cristian Ticușanu ar fi prim vicepreședința organizației județene, etc., sunt invalidate. Partea cealaltă a partidului probabil va ataca această hotărâre, dar nu se știe la cine, că partidul e pe ducă. Ei bine, care este miza acestei chestiuni? Ce o mână în luptă pe doamna Ciubotaru, în afară de
o antipatie veche, cunoscută și manifestată de fiecare dată față de cealaltă doamnă, Emilia Arcan? Păi problema este simplă. Ea trebuie să racoleze cât mai mulți oameni pentru partidul din care ea face de parte acum, nu PSD, nu, Partidul Neamț, din jurul domnului Arsene. Ceilalți încearcă să conserve niște poziții pentru ca măcar un nucleu, să-i spunem, reformist să mai existe. Este o întreagă, să spunem așa, bătălie epică la nivel local. Dar eu am vrut să vă citesc câteva rânduri din comunicatul transmis de doamna Mădălina Ciubotaru. Din păcate noi nu l-am primit, că l-am fi publicat și noi dacă îl primeam. Deci să o citesc ca să înțelegeți exact cât de profund și la ce nivel de implicare se află unii lideri locali. Pentru corecta informare a celor interesați de viața politică din județul nostru, doresc să fac o precizare. Nu am avut nicio reacție până astăzi asupra celor întâmplate în 5 iulie la biroul permanent județean, convocat, se pare, și având quorum, pentru că am așteptat un punct de vedere, nu o decizie, un punct de vedere al forurilor superioare. Îmi cer scuze că ați fost înduși în eroare de anumite persoane care în goana lor, după funcții, calcă în picioare orice urmă de moralitate, probabil politică. Și sper că acest lucru să nu va afecta încrederea pe care o aveți în pro-pro-România și în proiectul nostru. Și acum urmează partea interesantă. Consider că e momentul unui punct zero și cred că cel mai corect e să trăim cu toți în lumină și adevăr. Frumos spus, nu? Să trăim cu toții în lumină și adevăr, având la îndemână o mașină cu șofer care ne poate aștepta de la ora 7:30, 6 până la 8, 8 și ceva, chiar 9, cât stăm noi în lumină și adevăr la o crâjmă să dezbatem problemele importante ale județului, că altfel nu ne putem închipui de ce ar merge un vicepreședinte de Consiliul Județean cu mașina după el, chiar demnitar fiind. Chiar demnitar fiind. Ne oprim aici și dorim doamnei Mădălina Ciubotaru să stea în lumină și adevăr. Acum, problema asta cu lumina și adevărul o să o dezbatem într-o altă emisiune. Să reținem că domnia sa n-are legătură cu cei care n-au nicio urmă de moralitate, eu spun politică, pentru că suprema moralitate este atunci când poți să te împaci cu cel cu care te-ai certat și pe care l-ai trădat la un moment dat și să mergi înainte în lumină și adevăr. Și acum, să trecem la al treilea punct la ordinea de zi, și anume una din cele mai mari investiții din județul Neamț, o investiție care ne-a făcut mândri, cunoscuți în întreaga țară, ne-a făcut, ca să spunem așa, să fim văzuți ca niște deschizători de drumuri într-un domeniu pe care multă lume n-a avut curajul să-l abordeze, mai ales atunci când era greu pentru toți. Și așa ajungem pe drumul de costișe, pe drumul de câmpie, care duce de la Roman spre Iași și tragem pe dreapta la Lețcani. La Lețcani, unde, să nu uităm, există de mai mult timp un spital numit Spitalul de la Lețcani, care a costat 13 milioane de euro, a fost deschis 3 luni de zile, deschis impropriu, spus că au fost câteva, așa, și care acum și-a găsit menirea. Țineți minte cine lăuda atunci inițiativa lui Ionel Arsene și a lui domnul Popa, am uitat cum îl cheamă, de la Iași, fostul președinte al Consiliului Județean Iași?
primul care a lăudat, deși au fost foarte multe voci care au spus, domne, parcă n-ar fi în regulă această achiziție a unui spital pentru tratarea COVID, domnul Arafat. Cum care domnul Arafat? Nu Yasser Arafat, că ăla... Mă rog. Nu, domnul Arafat. Domnul Arafat al nostru. Al nostru. Omul care ne scoate din toate belelele, indiferent, cad avioane, vin, nu funcționează sisteme, etc. Mor oameni, iau foc spitale, explodează. Domnul Arafat este aici ca să ne explice de ce e rău. Sau să intervină când e rău, să facă ca lucrurile să fie aparent bune. Și de data aceasta, domnul Arafat s-a gândit să întindă o mână de ajutor asociației Euronest Est, cum s-or chema ei, și domnului Popa și domnului Arsene și a zis așa, bă, dacă tot aveți voi spitalul ăla acolo și stă închis, toată lumea zice că e frig iarna, că e prea cald vara, că plouă înăuntru, că așa spuneau unii, că plouă înăuntru. Doamna de acolo spune, domne, nu plouă înăuntru, plouă numai la intrare. Și nu plouă, picură. Da, diferențele sunt de abordare, știți? Și de în ce zonă a spitalului te uiți. Sau în ce zonă ești poziționat. Ei bine, domnul Arafat a zis, domne, n-aveți ce faci cu el, dați-mi-l mie, mă ocup eu de el. Și în felul acesta, spitalul de la Lețcani s-a anunțat de acum că va fi preluat de ISU Iași. ISU Iași. Adică, colonelul șef de acolo, Ionuț Ciprian Grădinaru, a anunțat că Euronest și-a luat angajamentul ăia care au acum, așa, să facă, să dea cu var, să acopere găurile pe unde plouă, după care să le dea spitalul celor de la ISU. Iar celul de la ISU, cei de la ISU, să-l, cum ce să facă cu el? Să-l conserve. În caz de necesitate, pe orice ar fi, să poată fi folosit. Cum a fost folosit și înainte, de când a fost luat. Dar, în declarația acestui domn dată pentru ziarul Libertatea, apare o chestie extrem de interesantă. Deci el spune așa, va fi predat către ISU. Inițiativa a fost a noastră de la bun început, de când s-a început caietul de sarcini. Dar nu s-a făcut asta pentru că cei de la Consiliul Județean au considerat că e mai bine să administreze ei. Și acum se deschide o nouă pistă pentru toți cei care au făcut anchete, unele penale, dar nu se mai știe nimic de ele, cu privire la Spitalul Lețcani. Noi știam așa că domnul Arsene, domnul Popa și cu domnul de la Bacău, cum l-o fi chemând, s-au gândit ei să facă spitalul ăsta, au zis noi punem atât, voi puneți atât și l-amplasăm, la început au zis undeva spre zona Roma, dar nu, că n-aveam noi doctori, îl ducem la Iași, acolo sunt doctori și îl ducem acolo. Punem bănuțul, aducem acolo, băgăm bolnavii ca să nu aglomerăm spitalele. Domnul Grădinaru lansează o bombiță care a trecut neobservată. Inițiativa a fost a noastră de la început, a celor de la ISU. Ceea ce înseamnă că, dacă este așa, domnul Arsene, domnul Popa au avut binecuvântarea domnului Arafat, care acum, iată, că preia acest spital. Dacă este așa, toți cei care au criticat, au înjurat această achiziție, trebuie să redirecționeze ceea ce transmit pentru a fi populat frigiderul către domnul Arafat, dacă el era pe acolo. Mă rog, domnul de la Iași ne spune că va fi funcțional acest spital la orice moment de zi sau de noapte,
pentru orice tip de urgență medicală. Ok, la Iași. Ah, la nivel de regiune, nu? Dar pentru nemțeni, care au dat și ei acolo, nu mult din 13 milioane, au dat și ei, vreo 2-3, nu mai țin minte cât. Care este ghișeftul? Ca să vorbim în termeni comerciali specifici zonei Iașului și Neamțului. Care e ghișeftul? Ne-am ales cu niște echipamente pentru noua secție ATI și în rest, nica-nica. Nula-nula, ca să revenim la păritura de osândă. Acum, că ISU a preluat un spital modular și că acolo îl conservă ca să fie gata la orice oră din zi și din noapte, e fix treaba lor. Dar se gândește șeful ISU că acolo sunt niște bandă la niște UAT-uri și dacă tot le-a preluat să zică, bă băieți, ia hai să vedem noi cum îi despăgubim pe proștia de la Neamț, că măcar acolo rămâne pe raza Iașului spitalul. Măcar o parte din bani. Așteptăm și un răspuns din partea celor de la Consiliul Județean, nu-i așa, care au gândit la vremea aceea această investiție, care arăta foarte frumos pe hârtie și la fața locului, când te uitai la aparate, la paturi, la nu știu ce, dar s-a dovedit că a fost făcută prost. Revin și spun, dacă este adevărat ce spune șeful de la Iași, că inițiativa a fost a noastră de la bun început, atunci lucrurile capătă o cu totul și cu totul altă conotație. Și ne putem întreba de ce, dacă a fost inițiativa ISU, nu s-a mers direct pe ISU. Cum s-a întâmplat în cazul celebrelor containere, pe care deja știți cu toții, le-am văzut în acțiune, ca să spunem așa. Unul a luat foc pe la Timișoara, trebuia să vină la noi, n-a mai venit că nu era conform și alte lucruri. Alea au fost achiziționate direct de către oamenii domnului Arafat. Sperăm ca acele containere să nu ia calea troleibuzelor de la Neamț. Cam înțeles că au totuși niște materiale bune care pot fi valorificate la fier vechi și ce este înăuntru pot fi luate paturile duse pe la spitale, niște aparate, niște tubulețe, niște ecrane, niște astea, le mai împărțim pe acolo ca să mai salvăm din pagubă. Acestea fiind zise, ne oprim aici cu această prea frumoasă emisiune și mâine ne vedem cu numărul 499 al Mesagerului și cu invitatul de joi dimineața. Cele bune! Să fiți iubiți, aveți grijă de dumneavoastră, pentru că, vă spun încă o dată, sunteți pe cont propriu.